Cornel Fugaru a fost condus azi pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost însoțit de familie, prieteni și de toți cei care au apreciat munca lui Bebe, așa cum îi spuneau cei dragi. Octavia Geamăn a urmărit procesiunea. Octavia, te ascultăm. Bună ziua, dar o mică parte dintre prietenii apropiației lui Cornel Fugaru au venit astăzi și și-au luat rămas bun. În urmă cu câteva minute a fost înmormântat. Surprinzător, mă așteptam să văd mult mai mulți artiști dintre cei cunoscuți, cei cu care el a colaborat de-a lungul celor 45 de ani de carieră. N-a fost însă să fie așa. Foarte afectat mi s-a părut Marius Țeicu, cel care a fost alături și ieri și astăzi. L-am văzut ștergându-și adeseori lacrimile de pe față. Au fost foarte mulți oameni care nu l-au cunoscut nici măcar o dată pe Cornel Fugaru, dar care i-au purtat o deferență imensă. Am stat de vorbă cu soția acestuia, care ne-a spus că bebe al ei a plecat liniștit de pe această lume. Octavia, mulțumesc!